Condițiile de desfășurare orelor de sport la Păulești s-au schimbat în totalitate. Copiii din localitate dispun, începând din semestrul 2 al acestui an școlar, de noua sală de sport construită lângă pădurea Păulești. Cei mici sunt transportați aici cu microbuzul școlar. O sală de sport modernă, bine echipată, binevenită pentru mediul rural, pentru școlile din mediul rural care până acum își desfășura activitatea în mod curent, numai în aer liber, iar cu improvizații în sel de clasă care nu erau ocupate cu ore de curs, atunci se foloseau, se dezafectau și se foloseau improvizat ca sel de educație fizică. În noua sală de sport, elevii au vestiare, dușuri și tot ce le trebuie pentru a face orele de educație fizică sau pentru a organiza diferite meciuri de basket, handbal sau fotbal. Cum e să faci aici orele de educație fizică? Este foarte frumos, este sala mare, frumoasă, avem vestiare, este plăcut. Și înainte unde făceai ore? Făceam noi, clasa noastră, aveam teren de sport la noi în curtea școlii. Este foarte frumos, este cald față de cum jucam pe teren, este sala mare, avem un loc unde să ne jucăm, unde să facem sport. Puteți să organizați și meciuri aici, între clase? Da, se fac. Se poate juca și în timpul liber, în afara orelor. De educație fizică se desfășoară așa cum se cere de regulamentul de învățământ, de instrucțiunile de învățământ, la modul bine și chiar excepțional. Sala de sport a fost realizată printr-un proiect al primăriei Păulești din fondurile Companiei Naționale de Investiții. Construcția sălii de sport a costat aproape 4 milioane de lei. Pe lângă această sumă, suportată de CNI, primăria Păulești a mai asigurat în jur de 700.000 de lei pentru utilități, respectiv instalațiile de gaze, apă, electricitate și canalizare.